În educația copiilor, dragilor, vă rog, nu deveniți lugile copiilor. Le dăm copiilor ultimul iPhone. Să aibă copii. Ce-ți mai dă mama? PlayStation 5. Ea săraca nici nu știe, dar ce aia, cu ce se mănâncă, nici o gătim eu. cu mămăligă, ce... E, noi oferim copiilor mereu și le dăm copiilor, copiii devin stăpânii noștri, noi îi învățăm pe copii doar să primească și când ne ducem la magazin, întrebăm, dar ce gecuță vrei? Băi frate, nu te mai întreba tata și mama ce gecuță vrei. Aia era geaca. Să nu ți fie fric pentru exact. că acesta era scopul. Deci despre asta e vorba, iubiții mei. Dacă le dați copiilor toată copilăria, copilul, el e ușor exloc sentimental copilul, știi? Te miroase copilul, vrea mereu ceva, va deveni stăpânul tău și când se face mare, nu te admiră pentru că tu n-ai fost un reper, ai fost doar sursa a ceea ce el primește. De aceea, în educație, iubiții mei, când copilul crește, el trebuie să învețe că nu primește ceva până nu oferă ceva. Ai cinci păpuși, uite, vrei păpușă nouă acum? Ce ai vrea să-ți dea ție moșul, dar n-ai vrea tu și tu să dai la un copil sărman o păpușică, o mașinuță, acolo în lumea lui, învățați copiii să simtă recunoștință și dragoste pentru altcineva. Pentru că dacă noi doar le oferim, copilul stă toată ziua pe ecrane, pe TikTok, pe toate astea și copilul zice doar mi-e foame, doar se schimbă și când îl trimis cu gunoiul zice Aaa, cu gunoiul? Cu gunoiul! Nu, 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 du-te tu, mamă. Asta se întâmplă din păcate. Și atunci noi trebuie să cultivăm, iubiților, în copii dragostea de muncă. Cine reușește în viață nu o poate face fără muncă. A vrei fonduri speculative e așa va fi și viața cu tine, speculativă. Cine muncește, cine are astăzi ce are nevoie, este pentru că se trezește dimineața cu Dumnezeu în inimă. Muncește și se roagă, așa drag mi-a fost în Maramureș, la, în Alpea Sfințitului Iustin, drag sufletului meu și el, la fel ca prea, în Alpea sfinția sa și Prea sa și mi-a arătat acolo o mănăstire pe o cruce, crezul Moroșanului, lucră și cheroagă.